Am făcut 40 împărțit la 5 da. Și mi-a dat 8. Da. Deci, de ce 40 împărțit la 5? Pentru că, domn profesor, ne-am dus în prima relație, nu? Am făcut 20 ori 3. Deci 20 ori 3 plus 5 da, ursulețe, iar cu 100, da? Da, și au fost 60 de păpuri. 5 ursulețe, 100 minus 60. 5 ursulețe, egal cu 100 minus 60. 100 minus 60, care ne va da 40. 30. A, 40. 40. Da. 40 împărțit la 5, 5 8. 8. Și suma 8, este 28. Da? Da. Bun. Da? Și acum a fost abstractă a... problema? A patra. Și acum ultima problemă. Pe o pășune. Pe o pășune sunt mânji, viței și miei. Mânji, viței și miei. Și miei. Așa. Un elev întreabă, sunt 100 de animale? Nu, răspunde paznicul. Ca să fie 100, ar mai trebui 4. Deci, ca să fie... E 100, ar mai trebui 4. Adică... Câte animale sunt? 96. Sunt o parte mânji. Mânji plus viței plus... De 3 ori mai mulți viței. Ei, egal cu 94, am aflat. 96. O primă informație. Da. Sunt o parte mânji, o parte. De 3 ori mai mulți viței. Da. Și iar mei sunt de 2 ori mai mulți decât mânji și viței la un loc. Deci sunt așa repartizați. O parte, cum ai spus? O parte mânji. Mânji. De 3 ori mai mulți viței. Viței de 3 ori. Facem 3 segmente. Viței. Da. Iar mei, miei, sunt de 2 ori mai mult decât mânji și viței la un loc. Adică câte segmente? Fac un segment. 8, da. Fac un segment. Iată de loc, da? Una, două, trei, patru, da? O dată și încă o dată. Iarăși, 1, 2, 3, 4. Deci 8 segmente. Da? Da. Că ai spus de 2 ori mai mult decât la un loc. Și viței la un loc. Da. Așa, dar 1, 2, 3, 4, că l-am locuit 4 și încă o dată 1, 2, 3, 4. Pe pășune sunt câți miei? Iată, total acum. E tot la figurativ aici, nu? Miei, și mă interesează. Ne întreabă câți miei sunt. Păi, o să vedem imediat, dar deocamdată ar fi fost foarte ușor dacă vreți numai mie, dar eu am să aflu toate tipurile, toate animalele. Da? Deci, dacă s-a vrut numai miei, se vede că miei sunt două dublu decât aici, nu? Da. Deci, practic, trebuia să împărțim asta în trei, ca o parte să o dăm viței și cu de o parte, și două părți erau din coace. Două treimi din numărul total. Dar ca să nu... Ca să fim și mai riguroși, împărțim. Vedem câte segmente avem în total aici. Sunt 4 ori 3, 12. Împărțirea 360. Deci facem 96 împărțit la... 360. La 12. Și ne dă 8. La 12 segmente. Și ne dă 8. Și face 8. Sunt 5. 8 sunt... Da, miei sunt aia de jos, domn profesor. E de jos. Da, mânji. Da, 8, mânji. Da. 8, da? Și după facem... Aici, viței 3,24. Și aici, cât sunt? 8, 8, 8, 8, 64. 8, 8, 8, 64. Cum, da? 64. Yes. Doamne, am crezut că trebuie să aflăm miei. M-am auzit la 64 de miei. Da, deci... 64 de mii, 8 de viței. Acum subiectul 3. Este. Aoleu, domn profesor, ăsta e al treilea. Al treilea de unde? Din ăsta? Da, subiectul 3. Domn profesor, să știți că... Are unul singur, un singur punct? Nu, are două. Așa. Să știți că la primul punct am văzut care de rezolvare decât ce-au găsit colegii mei și... Acum, hai să discutăm asta. Este, te rog. Deci, Ana și Irina
Am condeiat 18 ouă. Ana plus Irina egal 18. Dacă Ana ar încondeia de 3 ori mai multe... Decât a făcut-o? Decât a făcut-o? Deci, dacă Ana ar încondeia de 3 ori mai multe, da, iar Irina de 5 ori mai multe, suma ar fi de 76 de ouă. Câte ouă a făcut fiecare? Deci, 3 Ana, de 3 ori numărul Ana, plus de 2 ori numărul lui Irina, da, de 2 ori, nu? De 5 ori. Ar face 76. Și 6. Câte ouă a făcut fiecare? Eu am găsit doar de rezolvare. Ei au găsit cu, să înlocuiesc A egal cu I 18 minus I. Eu am găsit doar de rezolvare, dacă pot să vă spun de-a mea. Da. Trebuie să dea același răspuns. Da, același răspuns. Mi-a fost oare dacă... Te rog. A plus I, dacă nu am A plus I, am tot așa, egal cu 18. 3A plus 5 e egal cu 76. Atunci 2A plus 4I egal cu 58. 2A plus 4I egal cu 58. 4I de 5 minus I. Adică am scăzut cele două. Am înțeles. Deci așa. 2A plus 4I I egal cu 58. 2A plus 4I, ai zis. 4I egal cu... Daria, 2A plus 4I egal cu... Egal cu 58. 58, da. Și pentru că puteam, nu puteam să împart la 2, am făcut de 2... De ce ai putut să împart la 2? Da, stați puțin să vă spun. Da. Am făcut 2A plus 2I plus 2I egal cu 58 și am împărțit la 2. Deci de aici ai te-ai dus să-i zici 2A. Da. Plus 2I plus 2, l-am despărțit pe 4I, da, plus 2, egal cu 58, și atunci A plus 2I este egal cu 29, am scris. Și asta puteai să o faci direct aici, împărțit da, pe 2, scoți cu 2 în factor. Da, și apoi dacă mi-a dat 29, am făcut A plus 2I minus A plus I și atunci I mi-a dat... A plus 2I ți-a dat... A plus 2I mi-a dat 29. Da. Și atunci cum am... A plus 2i minus A plus i mi-a dat 11, mi-a dat că i este egal cu... Păi de altă parte trebuia să scrie de sub că A plus i știi că face 18. Păi da, asta am scris pe text. Eu așa vă spun, așa. A plus 2 egal cu 18 și atunci un i este egal cu 29 minus 18, da, i este egal cu 11. Corect. Și apoi am scris că a este egal cu 18 minus 11 și a este egal cu 7. Și doamnă profesor, să știți, nu v-am îngrijorat, am scris acolo, am scris jos. L-am împărțit pe 4 minus 2. Da, 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 bun. Așa și voi ați mers pe altă idee. Am mers cu segmente. Da. Au, da. Tu ai mers cu segmente. Da, nu, nu, trebuia să facem și prin segmente. Trebuia, da, neapărat, trebuia grafic. Scria, nu. Era neapărat să facem reprezentare grafică. Și știți cum se făcea neapărat. Doamna profesor, știți cum se făcea prin segmente? Foarte simplă. Foarte simplă. Da. Profesor, până acum am făcut corect. O oră de asta și-s gata. Dar profesor, știți cum am făcut să ne facem asta? Două ore. Trei. Numai 90 de minute trebuia. Așa. Nu, am făcut o oră și ceva eu. Și bine, bine. Eu nu ține ce ales. Atenție. Copii, dacă ăsta este A și ăsta este I, ăsta este I, Irina, apoi, fiind vorba de metodă figurativă, pe al luam de 3 ori, deci 1, 2 și 3, și pe Irina o faceți de 5 ori. De 5 ori, da. O dată Irina pe aici. Da, pe acolo, da. 2, 3, 4 și 5. Da, profesor, eu am luat cele 3 segmente de la... A, cele 3 segmente de la I și ne-am scris ca fiind 18 ori 3. Deci cum ai gândit? Deci, am luat cele 3 segmente de la A care și cele 3 segmente de la I și mi-a dat și le-am luat ca aici fiind 18 ori 3. 3A și aici este 5I, da? Și cele, deci, pentru că erau 3A și 3I, am luat cele 3 de la A și cele 3 de la I și ne-am considerat ca fiind 18 ori 3.
Da. Și care acest lucru mi-a dat rezultatul care după ce am scăzut cu 76 minus 54 era, da, mi-a dat 22. Și 22 le-am luat ca fiind cele două segmente de I rămase. Adică că atâta ne-a rămas, știți? Două segmente de I. Și 22 împărțit la 2, 11 și e egal 11. Și dacă e egal 11, ai un 18 minus 11. 7. Da. Deci figurativ cum lucrăm? Păi nu mă interesează figurativ. Păi așa. Și operațiile. Da. Figurativ. Deci, încă o dată, deci, da. Eu, pentru că am avut 3 de A, aici le-am avem, luat pe cele 3, avem, da. Atenție cum mă gândit. 5i ăsta, putem să zicem că sunt 3i plus 2i, da? 5i, da, Davide. Da. 5i egal cu 3i plus 2i. Așa. Și atunci, da. 3 de A și, cu, cele, și cu 3 de I, 18 ori 3. Da. Iată. Prin I am să notez așa cu verde. Una, două, trei. Și cele de I, da. Una, două, trei. Și acum, toată suma asta înseamnă de 3 ori, de 3 ori un A plus un I. Da? Deci vine de 3 ori A plus I. Că-s de 3 ori segmente de A. Așa am făcut și eu, domn profesor. Cu alte cuvinte, puteam să încadrez asta de aici. A plus I. Un A plus I este asta. Domn profesor. Da, A plus I. Da. A plus I până aici, dar nu uitați așa. Făcând 18 ori 3. Și acum se vede o dată, încă o dată și încă o dată. Da. Da? Se vede că sunt de câte ori astea? 18 ori 3. Da? Da, care 54. 18 ori 3. 3, 54. Și atunci? Și atunci? Să spunem, acele două segmente de I ar fi rămas 22, adică 76 minus 54. Și deci acele facem 22, cât, zicem așa, la 3 da. Ori A plus I, da. Care înseamnă 3 ori 18, da? Și faceți cât? 3 ori 18, faceți 54, da? 3 ori 24, 3 ori 54. Însă, în clipa asta mi-au rămas 2 de I. Da, și o să fac 22 împărțit la 2. Acum zicem, din 3A plus 5I, care face 76, 3A plus 5I egal cu 76, se vede că au rămas aici 2 de I. Da? 2 de I. Adică diferența din 76 minus 54 egal cu 22, iar 22 împărțim la 2 acum, ca să vedem cât face un singur I și face 11. Și cu asta am încheiat. Și am să vedem ultima problemă, domnul da? Profesor. Deci să vedem ultima problemă. Care, din fericire, asta nu mi-a ajutat pe nimeni. Cum v-a ajutat? Că n-ați făcut-o deloc? Ba da, ba da, am făcut-o. Da, hai să vedem. Deci, Alina. Alina, David și Nelu. Da. Au 360 de timbre. Era Alina, m-a auzit? Da. Acum? Alina, David și Nelu. Alina. David și Nelu au 360 de timbre. 360. Alina, David și Nelu. Da, măi, Alina, David și Nelu au 360 de timbre. Și de ce mami dai? Dacă Alina i-ar da lui David 15 timbre. Deci Alina i-ar da lui David 15 timbre. Da, și lui Nelu 35 de timbre. Tot ea. Tot ea.
lunelul 35 de timbre, da, atunci Alina ar rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu. Deci Alina ar rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu. Ar avea de 3 ori mai puțin decât Nelu, da? Deci Alina egal cu Alina împărțit la 3, nu? Am obosit. Alina ar rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu și cu de 2 ori mai puține decât David. Deci de 3 ori Alina ar face cât Nelu. Deci Alina ar rămâne. Alina minus 5 ori ce egal cu D. O secundă. Nu. Alina minus 5. Deci atunci Alina ar rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu și de 2 ori mai puține decât David. Deci după ce îi dă 15 și 35, da. Deci Alina minus 50, nu? 15. Și 15 și 35. Da. Ar rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu și de 2 ori mai puține decât David. Adică de 3 ori Alina minus 50 ar face Nelu. Asta înseamnă că dacă rămâne de 3 ori mai puțin, înseamnă că trebuie să o mulțesc. Deci de 3 ori mai puține decât Nelu și de 2 ori mai puține decât David. De 2 ori Alina minus 50 ar face David. Asta ar fi relațiile, nu? Hai să gândim încă o dată. Dacă ar rămâne de 3 ori mai puțin, atunci pe ea trebuie să o mulțesc de 3 ori ca să fac Nelu. David, așa ai făcut? Da. Deci uitați. Da. Pentru în segmente, da? Hai dacă, să ea, dacă ea a dat 50 din problemele care le-am făcut, înseamnă că ea avea deja 50 și am spus acolo 50, că era logic. Și deci Alina avea așa. Asta era Alina. Ea dă... O dar atenție! Uite acolo. Deci, după ce îi dă Alina lui David 15, da, ar avea de 2 ori mai puține decât el. Și după ce îi dă 35 lui Nelu, ar avea de 3 ori mai puține decât el. Așa. Dar acum Nelu le are și pe cele care le-au primit. Nu cumva aici trebuie să spunem lui Nelu plus... Ba da, așa, deci, Nelu plus de 35. De 3 ori Alina minus 50... Da? De 3 ori Alina minus 50 egal cu Nelu. Dar Nelu cât a primit Nelu de la? Nelu plus 35. Plus 35. Deci nu înțeleg, domn profesor, de ce a spus minus 50? De-aia mă uită. Minus 50, da? Adică cele 35 care i-a dat lui Nelu și cele 15 care i-a dat lui Nelu. Și de ce nu facem pe fiecare în parte? Cum? Alina față de David și Alina față de Nelu? Pentru că e mult mai ușor să spunem fix cât a dat. Nu, atenție că spune așa. Mai citiți o dată problema. Deci Alina, David și Nelu au 360 de timbre. În total. În total. Dacă Alina i-ar da lui David 15 timbre și lui Nelu 35 de timbre, atunci Alina rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu și cu de 2 ori mai puține decât David. Da. Deci după ce face operația de dă 15 și 35, atunci se întâmplă comparația cu Nelu și cu pe rând. Nu în etapa în care i-o dat și se compară cu el. Deci după ce distribuie, urmează să se compare cu ei. Am înțeles. Dar atenție, trebuie să venim problema, să o înțelegem bine. Citim încă o dată. Deci ei au împreună 360 de timbre. Dacă Alina i-ar da lui David 15 timbre, Și lui Nelu 30. Face asta înainte. Da. Îi dă și lui ăla și lui ăla. Acesta e momentul. Așa. Dar zice dacă. Dacă Alina. Da. Da. Dacă i-ar da. Dacă i-ar da lui David 15 și lui Nelu 35. Și. Deci. Da. În momentul acela. Atunci. După asta. După ce face operația ea asta. Ea rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu și de 2 ori mai puține decât David. Corect. De aceea am zis. Alina a scăpat de 50 da, de timbre, da, și a rămas are de 3 ori mai puțin decât Nelu. Faptul că e de 3 ori mai puțin decât Nelu, după ce Nelu a primit pe cele 35, și David, după ce a primit pe cele 15. Aici este momentul în care am interpretat
Corect. Problemă. Câte timbre au avut fiecare? Corect. Deci, de 3 ori Alina minus 50 egal cu Nelu plus 35. De 2 ori Alina minus 50 egal cu David plus 15, da? Și mai am relația ca Alina plus David plus Nelu. Egal cu 360. 360. Ai apărut un problemă, David. David, deci cam a apărut un problemă. Da. Ca anume. Ce-ați făcut acum? Cum ai gândit? Așa. Păi, am vrut să reprezint că Alina a rămas cu un segment. Deci Alina a rămas cu un segment. După ce a scăpat de tot. Da, după ce a scăpat de toate cele. Da. Davide a rămas cu două. De ce cu două segmente? Pentru că ne spune că David, că Alina ar rămâne cu de 3 ori mai puține decât Nelu și de 2 ori mai puține decât David. Adică David 2, adică Alina ori 2. David 2 și Nelu 3 ar rămâne. Și am împărțit 360 la 6, adică cele 6 segmente egale, că acum sunt egale. Și ne va da 60. Și ne va da 60 un segment. Așa că Alina este egal cu 60, 60 plus 50, adică 110. Davide este egal cu 60 ori 2. Alina este egal cu? 110. 110. David este egal cu 60 ori 2 minus 15, adică 105. Și Nelu este egal cu 60 ori 105. Și Nelu este egal cu 60 ori 3 minus 35, care este egal cu 145. 145. Nelu. Suma lor este 360? Da. Bun. Să vedem dacă operația corespunde ideii de acolo. Desigur. Deci, A minus 50 o să fie egal cu 60. Deci e bine. 60, deci A minus 50 este egal cu 60. Ori 3. Da, ori 3 egal cu Nelu. Dar Nelu ce faneți ori? Păi, să vedem dacă relația dacă dă. A, da. Să verificăm dacă contextul problemei. Da, e egal cu Nelu, care e 60. 145 plus 35. 145 plus 35. Da. Și este adevărat, nu? Da! Vine 101. Cum vine? 110 minus 50 fac 60. 60. 3 ori 60. 180, dar e corect. Da. Cealaltă. De 2 ori. De 2 ori. A minus 50. A minus 50. Este egal cu D, 105 plus 5, 120. 120. Și este adevărat. Yes! Dar interpretarea, să nu fie ca la problema cealaltă. La problema cealaltă cu muncitorii. Muncitorii, da. Acolo ați făcut 12 ori 13, nu știu ce a împărțit și a ieșit. Am făcut 12 și împărțit la 4, care ne-a dat 3, 3 ori 4, 12. Da. O vin cei de-a șaptea, nu? Sau? Da. Haideți să spunem așa. Eu îmi permit să vă spun că testul acesta n-a vrut decât să transmit un mesaj tuturor părinților care au copii în școlile acelea. Da? De ce spune? Adică, stai să vedem, așteptam. Că e ușor? Nu. Deci a fost vorba de un mesaj. Având în vedere de efortul imens pe care părinții îl fac în perioada asta pentru a-și aduce copiii la o formă cât mai bună, în deosebit efort material, efort material, să știe foarte bine acest lucru, atunci s-a dorit foarte tare că stăm bine. Mesajul ăsta a fost transmis. Stăm bine, stați liniștiți. Da? Și atunci, de aceea s-a făcut efortul de a fi ajutați copiii, de a fi uniformizați. Deci, mesajul este liniște, stăm bine. Numai că trebuie să o spunem pe cea dreaptă, lucrurile nu stau așa. Că dacă ar fi așa bine și dacă în fiecare etapă s-ar întâmpla așa, n-ar mai ajunge la momentele de adevăr când am intrat în panică. Lucrurile sunt cu totul școală. Deci asta s-o... de asta a fost nevoie. Stăm bine, stați liniștiți, treaba e în regulă, voi sunteți cei buni, noi ce facem e bine.
Da? Noi ce facem e bine. Care e problema? Pentru că între timp, după testul de la clasa 8-a și pe tot ce se mai întâmplă, mesajul s-a dus în teren așa, ca o ghiulea. Iar părinții au reacționat. Învățământul încotro. Exact. Este filmul acela, Învățământul încotro. Iar fiindcă asta, trebuie să găsim soluții ca să spune Batista pe țambal. Pusă ca să fie liniște pe toată, pentru toată lumea. Ăsta este mesajul. Da? Deci, de aceea, nu știu dacă ați sesizat chiar din prezența celor trei copii, se vede foarte bine că ei, mare parte, n-au înțeles din ce trebuia să se întâmple cât privește raționamentul. Da, da, da. Mai aveți o baterie. Da? Da. Uitați să pun acolo. Toată ziua mea spune baterie. Deci mesajul ăsta este. E bine, mergem foarte bine, stăm împreună, e liniște și așa mai departe. Nu e așa, dragi. Nu e așa. Problemele sunt complicate. Copiii au foarte multe goluri. Nu așa cum se vrea să nu avem. Nu așa cum se vrea să transmită mesajul. Așa trebuie să avem puterea să privim dincolo de mesajul acesta, să-l interpretăm, să-l înțelegem și să putem face, cum să spunem, front comun și să nu ne îmbătăm cu apă rece. Să nu credem că acesta este un mesaj corect. Așa. Asta este explicația pentru care interesul maxim a fost pentru ca toți copiii să fie ajutați. Da? Toți copiii să fie ajutați ca ei să poată să transmită mesajul spre părinți liniște. 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 Pentru că, ați văzut, am ajuns la rezultat, am bifat acolo. Nu degeaba mergem pe chestia de grilă. S-a mers pe chestia de grilă unde se pune foarte ușor răspunsurile. Răspunsurile se pot copia unul de la altul, da, din liniște și nu știu ce, care e povestea. Da. Da? Am văzut că în raționament stăm pe deasupra, nu avem deloc, nu elaborăm raționamentul. Nu plecăm în problemă. Nu plecăm, nu ne înfingem în problemă, ci avem acolo răspunsurile, gata, mesajul e bine, liniște, care e problema. Da. Nu contează, gata, da. La revedere! La revedere! Să nu uitați de like și share! Nu uitați!